Salutare și bun venit la o mică prezentare a jocului Driver San Francisco. De data aceasta nu voi face o prezentare generală, ci doar câteva secvențe din acest joc. A apărut în 2010, creat de Ubisoft. Peste San Francisco atârnă o amenințare teribilă. Este vorba de un criminal misterios și trădător, Charles Jericho. Acest personaj negativ poate fi înfruntat doar de o singură persoană, pe numele John Turner, care în viața lui a călătorit prin sute de orașe și a băgat la închisoare armate întregi de huligani, de toate culorile. Cu toate acestea, lupta cu Jericho nu e atât de simplă. John merge în căutarea noului său dușman, conștient de faptul că această misiune poate fi ultima pentru el. El fiind unul din cei care nu obișnuiește să se retragă. Orice inamic puternic sau viclean nu e capabil să scape de un astfel de stalker cu experiență. Mai ales că Tyler are abilități perfecte de conducere a mașinilor în situații extreme. După cum ați observat, nu încerc să parcurg o misiune, singura idee e să distrug această mașină. Și rezultate deja se văd, am rămas fără bară din spate și din față, și din păcate pe capotă nu am luat niciun pasager. Personajul principal are posibilitatea să ia orice mașină. Fiind doar un duh, se reîncarnează în orice persoană din oricare mașină. Yeah, not exactly what I had planned. Această mașină deja nu ne mai interesează, haideți să căutăm alta. Câteva lovituri nu afectează viteza de accelerare a mașinii. Părerea mea seamănă mult cu GTA. Cu siguranță veți găsi ceva interesant în această joacă. Are un subiect destul de interesant, diferă cu mult de GTA, anume la subiect. Come on, John, keep it together. Am făcut câteva misiuni care mi-au plăcut. După cum spuneam, acesta este orașul San Francisco, cu mulți participanți la trafic și de asemenea cu mulți pietoni, pe care e imposibil să-i calci. Atât pentru astăzi, nu uitați de comentarii. Vă mulțumesc că ați răbdat până la urmă să vedeți acest clip, cu toate că doar am distrus două mașini. Recomand acest joc tuturor și să aveți o zi bună! Boy, you struck out there!